Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un sondaj al Institutului European pentru Relații Externe arată că românii au ieșit printre cele mai pro-Rusia națiuni, în total contrast cu polonezii, observă expertul în politici publice Sorin Ioniță de la Expert Forum. 71% dintre polonezi susțin acordarea de ajutor economic mai mare ucrainienilor, în timp ce doar 46% dintre români sunt de acord cu creșterea acestui sprijin. 78% dintre polonezi vor ca ucrainienii să primească mai mult armament ca să se apere de invazia rusă, în timp ce numai 46% dintre români susțin ideea. Iar românii dintre europeni par cel mai tare iritați de ceea ce face guvernul lor pentru ucrainieni. 58% dintre români consideră că guvernul acordă prea mare atenție războiului din Ucraina în loc să se concentreze pe problemele lor, adică ale noastre. În fine, potrivit acestui sondaj, suntem alături de italieni și nemți când dorim încheierea unei păci rapide, de unde se vede că nu suntem nici așa viteji, nici impermeabili la șuvoiul de prostii generat de Moscova, cum ne credem, conchide Sorin Ioniță în comentariul său pe marginea sondajului. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Care ar fi totuși problema unei păci rapide? Pacea e bună, nu? Pacea e bună, după cum ne învață Uniunea Sovietică încă din anii 30, când tot așa organiza fronturi ale păcii cu multă aderență în Franța, în Franța mai ales, și după aia tot timpul în anii 80, nu știu dacă vă amintiți că și Ceaușescu făcea marșuri pentru pace, pentru dezarmare nucleară. Deci ce vreau să spun cu asta e că orice idee bună poate fi instrumentată propagandistic în interesul unei puteri revanșiste și agresive, cum era și Uniunea Sovietică, cum este și Federația Rusă astăzi. Deci trebuie să vedem ce e în spatele lozincii. Știți cum ziceau romanii, nu e același lucru dacă doi oameni spun același lucru. Adică trebuie să vezi ce urmărește fiecare. Mm-hmm. În principiu, pacea e bună, da, dar depinde ce vrei să spui cu asta. Mm-hmm. O pace acum ar fi o pace în condițiile Federației Ruse, cu teritoriul ocupat. Se știe, dacă abandonează Rusia agenda agresivă mâine sau dacă se cade la un compromis rezonabil, pentru că la final va fi un compromis rezonabil. Au apărut foarte multe articole interesante în presa de analiză occidentală zilele astea, în ultima săptămână, în care se discută despre o victorie mică a Ucrainei. O victorie mică ar însemna, mă rog, ceva care să poată fi semnat de regimul politic actual de la Kiev, care este un regim democratic, este un regim care a pierdut oameni și civili și militari și care nu poate semna orice. Este pur și simplu imposibil într-o democrație ca un lider să șteargă de pe masă tot ce a fost. Nu are cum. O autocrație are cum, dar pentru că își dezlănțuie propaganda și revopsește istoria. Dar într-o democrație nu poți face asta. Deci asta ar însemna probabil recâștigarea unei bune părți din teritoriile ocupate anul ăsta, termen rezonabil, garantii de securitate din partea Rusiei, dar serioase, e dispusă Moscova să le dea? Nu e dispusă în momentul ăsta. Deci pacea nu se poate face. Și e mică din cauza că probabil ar trebui, cum să spun, renunța la ideea rapidă de a recâștiga Crimeea. Ceea ce Zelenski era dispus să facă la început, el a spus de trei ori. Putem, mă rog, voi plecați din celelalte teritorii și Crimea o punem sub un statut provizoriu și o discutăm în următorii 20 de ani cu calm. Și se poate găsi o formă contractuală, cum aveau și înainte de altfel rușii. Rușii aveau acces la bazele militare care erau închiriate pe teritoriul Ucrainei, bazele din Sevastopol, așa era aranjamentul înainte. Și nu se știe de ce nu le-a convenit chestia asta. Ai această expresie, Sorin Ioniță, de unde se vede că nu suntem nici așa viteji, nici impermeabili la șuveul de prostii generat de Moscova, așa cum ne credem. Poți să traduci ce înțelegi prin asta? Adică de ce crezi că nu pare plauzibil, nu? Adică cred că e mai în linia asta cu istoria noastră recentă decât eroismul ăsta, care nici nu știu de unde a ieșit, al societății, în ultimele 3-4 luni de când a fost agresată Ucraina. Nu știu dacă... Da, sunt mari diferențe față de polonezi, între români și polonezi, deși noi suntem pilonii flancului estic ai NATO, asta e adevărat,
suntem pro-occidentali, suntem pro-americani, la fel ca și polonezii, dar nu înțelegem istoria fostei Uniuni Sovietice la fel de bine ca polonezii. Mm-hmm. Nu ne ajută nici baltici. Limba, nici alte... Sau ca baltici, adică baltici au strâns, au făcut tot felul de... Baltici au fost fonduri... parte din Uniunea Sovietică, da. De ei nici nu discut, dar mm-hmm. discut de alelalte țări, care erau un lagru comunist, dar nu erau un URSS. Bun, polonezii înțeleg mai bine decât noi acea lume, au și fost implicați în ultimii 10-20 de ani cu consultanță, cu asistență. Erau prezenți peste tot, inclusiv în Moldova. Noi nu am fost, ca stat și ca instituții, vreau de spun. Ce? E o incapacitate? E neînțelegerea spațiului estic, care tot timpul a fost privit, atunci când a existat o fărâmă de interes, partidele românești l-au privit ca un fel de zonă gri, unde mai faci niște, mai speli niște bani, mai faci niște relații politice obscure, e un fel de țara nimănui, așa. Și includă aici și Moldova, din păcate. Nu mai vorbesc de Ucraina. Cine știe, cine vorbește limbile, cine a fost pe acolo? Dintre politicieri în români, ultimele trei guverne luați, sau ultimele trei parlamente, cine a manifestat o fărâmă de interes pentru zona est? Nimeni. Deci e mai curând extraordinar faptul că ne-am mobilizat și că îi susținem. Dar ca opinie publică, cum ați început citând niște cifre, că suntem undeva pe lângă italieni și francezi, n-ar trebui să uimească pe nimeni. Avem cam aceeași detașare ca și italienii de acest spațiu. Dar nu avem detașare geografică. Ca și când noi am fi undeva așa între Italia și Franța, acolo pe la coasta de Azur, cam pe acolo se află România mental și emoțional. Și poate că și real, pentru că diaspora noastră acolo e. Bun. Bine, dar pe de altă parte, poate că nu e o problemă doar cu faptul că nu înțelege sau nu ne-o preocupă ce se întâmplă la Est. Mă refer la administrația publică românească. Poate că e o problemă mai amplă. Adică cineva observă că e ca acum 2 ani cumva. Când a început pandemia, la început toată lumea susținea personalul sanitar, înțelesese riscurile, după care pe fondul unei lipse cumplite de comunicare și de explicitare din partea autorităților, au proliferat teorii conspiraționiste care au erodat masiv încrederea publicului. Se pare corect? Adică e un pattern aici? Da. Nu e vorba că au proliferat. E vorba că a scăzut un pic nivelul de emoție și de interes din partea societății, ceea ce este absolut normal și să se întâmplă peste tot, cum a fost și cu virusul la început și cum se vedea problema un an după, vă amintiți? Deci, cumva, nu poți să stai în poziție de drept, ridicat pe vârfuri foarte mult timp. Și asta se vede în societate, de-aia e bun, de-aia ne trebuie instituții publice, un stat care să creeze și să, o continuitate de acțiune. Și nu știu, câte ceva se face, nu putem spune că nu se face nimic, suntem, măcar jucăm în echipa corectă în meciul ăsta Ucraina versus Rusia. Dar, da, este această impresie că, nu știu, poate fac ei niște lucruri de nu le vedem noi, dar, în tot cazul, nu prea comunică, nu dau senzația. Și știm și de ce nu comunică. Pentru că nu interesează cu adevărat. Interesul e aici, în cearta dintre partidele românești. Singur, nici Uniunea Europeană nu prea ne interesează, de fapt. Și să mai vorbim noi de Ucraina. Sorin Ioniță, Expert Forum, mulțumesc foarte mult pentru explicații și pentru prezența în deșteptare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.